Moldova, unde n-aș pleca. Îmi este tare dor de casă. Bine, aveați față de integrare europeană a Republicii Moldova. Pozitiv. Pozitiv. Dar vedeți această integrare prin unirea cu România? Da, cu unirea cu România e mai bine, să știu, pentru că... Stați în Europa, mă, să duc. Toți suntem un neam, vorbim aceeași limbă. Da. Moldova mea, Moldova mea, lasă. Ce părere aveți cu eurointegrare? Că să devenim stat membru al Uniunii Europene. Eu am o părere bună, plus pentru. Deci această integrare prin unirea cu România? Sigur. România, dar în 2007 face parte din Uniunea Europeană. Ce bogată ești, prin ce-ți poartă lume fain. Noi să avem foarte multe beneficii dacă o să ne integrăm. Știți cum noi o să avem acces la piața muncii, o să avem liberă circulație prin țările europene. Da, ar fi bine. O să avem o creștere economică, ceea ce va duce la majorarea salariilor și pensiilor. O să apară locuri de muncă la noi în țară și lumea nu o să fie nevoită să plece. Țara României. Ea a intrat în 2007 în Uniunea Europeană și are cea mai înaltă creștere economică din toate țările europene. Eu am fost în România nouă, dar am văzut cum trăiește lumea acolo. Și noi dacă o să fim în Uniunea Europeană, noi o să avem aceleași beneficii care le au românii. Despre unirea cu România, ce părere? Fiind cea mai ușoară cale, da. De exemplu, vezi că Uniunea Europeană a interzis până în anul 2028. Integrare altor țări. Copiii de România, automat, de cetățenii europeni, salarii, se echivalează fix ca și în România, de pensiile de 5.000 de lei, 4.000 de lei de anul și salarii de 10-15. România în ultimii ani a ajutat foarte mult cu reparații grădinițe, microbuze pentru școli, gazoductul Iași-Ungheni. Straie de mireasă. Ce părere aveți dacă Republica Moldova s-ar integra în Uniunea Europeană? 27 de ani nu s-a făcut nici așa muhai în Europa. Dacă ne integrăm în Uniunea Europeană, o să apară investiții și locuri de muncă. Și lumea noastră fie nevoie să plece. România s-a integrat în UE și din 2007 foarte multe fabrici s-au deschis. Dacia, Ford. Dar cum crezi, dacă ne unim cu România ar fi bine? Pe o parte e bun. Pe unirea cu România e mai aproape. În ultimii ani România ne-a ajutat foarte mult cu finanțări, da, diferite proiecte. Da, noi suntem de acord. Da, școli. Microbuze de pentru școli. Trebuie ani cu roșu și nu a fost rău, dar cred că România tot așa, cred că e ușor. Pământ dori din cât ai pătimit, ai rămas simbol al vitejiei.